Mobilizare generală pentru ca proiectul primăriei Slatina, prin care lifturile din blocurile turn vor fi înlocuite cu aparate de ultimă generație, să fie onorat. Până la această dată, zeci de ascensoare sunt date deja în folosință, iar în următoarea săptămână, alte 7 vor primi avizul de funcționare. Până la această dată s-au schimbat 23 de ascensoare, ieșirizate toate care funcționează. Astea pot fi folosite, bine, dintr-un număr de 58 de ascensoare. Urmează acum 7 ascensoare care săptămâna care vine se vor da folosință. Avem blocul 22, blocul 17, piața Gării, GA5-ul pe cornișei. Și avem în Crișan blocul 12, blocul 13, pe Libertății blocul 15. Iată care sunt blocurile în care au fost schimbate ascensoarele, iar oamenii le pot folosi în siguranță. Pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, blocul Union, scara B, blocul P1, scara A, blocul GAME4, scara B, blocul V3 și blocul V2, scara A. Pe Ecaterina Teodoroiu, blocul 22, scara A, blocurile V20, V21 și V19. Pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, blocul FA21 cu scările A, B și C. Pe strada Corniștei, blocurile GA1, GA2, scara A, GA3, scara A și blocul GA4. Pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, blocul CAM3 cu scările A, B, C, D și E și blocul CAM2, scările A și B. În alte scări de bloc se fac ultimele verificări. În acest moment ce faceți? Ultimele verificări la lift. Se fac reparațiile la ușile liftului și ne pregătim de autorizat să-l punem în funcțiune. Se bucură lumea de el. Tehnologia de ultima generație, să zic, e un lift foarte deștept, inteligent, față de cel vechi, memorează comanda, vine singur la comandă după ce apasă pe buton. Un lift fiabil, să zic, și consumă și curent mai puțin față de cel vechi, mult mai sigur. Cei mai mulțumiți de acest proiect demarat de municipalitate sunt slătinenii. Pe de o parte, pentru că nu vor plăti nimic, costurile fiind suportate integral din bugetul primăriei Slatina, iar pe de altă parte, pentru că pot urca și coborâ în siguranță, spun ei. Mi se pare un lucru foarte bun, foarte bun. Era nevoie, doamnă, de această schimbare? Da. Că venim cu cumpărături, venim și e foarte greu. Liftul era fabricat în 1998 și a fost montat mai târziu, că aici blocul s-a dat în folosință mai târziu, și, dar era un lift foarte vechi, avea 30 și ceva de ani și au fost nevoie de reparații, de astea care le-am făcut. Se întâmpla să se blocheze, să rămână oamenii blocați în lift? Au rămas și oameni blocați în lift. Cum vi se pare ascensorul nou? Foarte, foarte bun. Băieții spun, care firma care îl montează, spune că este foarte fiabil, că nu o să avem probleme cu el. În total, în Slatina vor fi înlocuite 58 de ascensoare.